Stratul de zăpadă în stațiunea montană Rânca atinge câțiva centimetri în anumite zone, iar meteorologii anunță ninsori la munte și în zilele următoare. Cavanierii își freacă mâinile de bucurie și asta pentru că zăpada căzută aduce mai mulți turiști în stațiune. Deja unii din turiști au văzut și la televizor secvențele de aici, de la Rânca, și au și venit în dimineața aceasta să bucure de o burgăreară și de cei 7-8 centimetri când s-a depus azi noapte. E normal că rezervările pentru 1 decembrie sunt mai multe și așteptăm atunci încât 3-4 nopți cât au aici rezervări să se bucure de zăpadă și cu adevărat să și schieze, că sperăm că pe 30 va ninge, așa cum anunță meteorologii. Proprietarii de pensiuni au pregătit pachete pentru Crăciun, Revelion, dar și pentru 1 decembrie. Suntem cu pregătirile pe ultima sută de metri. Am pregătit pachete pentru 1 decembrie. Cazare, sănimuși, schivuri, mâncare bună, tradițională, cam fiecare an în Rânca. De Crăciun mai sunt câteva camere libere, Revelionul deja este ocupat, telefoanele sună, turiștii se anunță dornici de zăpadă și de aer curat. 1 decembrie, cele 3-4 zile am coptat niște tarapuri de lăutari să-i distrăm pe turiști aici cu tradiționalele preparate de munte care se fac și de 1 decembrie oriunde în țară, cu fasolea și ciolan și cu cârnați țărănești. De asemenea vom face niște tuciuri și de sărmăluțe, că avem cu mezi de la turiști, și multe alte produse tradiționale de munte, tocane, pastrame și așa mai departe. În stațiune și-au făcut apariția și primii turiști care au venit din București să se bucure de zăpadă. Ne-am cazat, deja erau programate, cazarea era programată. Scopul acestei vizite, am sărbătorit pe cineva la vârsta de 45 de ani. Cum a fost să prinde și prima zăpadă în stațiunea Rânca? Deja aveam ceva cunoștință de la meteo, că o să fie câte un pic, câte un pic, dar aseară a fost foarte frumos. Începutul zăpezei era plăcut să admire. Foarte frumos a fost, ne-am bucurat de zăpadă, da, că dacă noi venim de la București, acolo nu era zăpadă, așa că am... Mai reveniți la Rânca? Sperăm să venim. Deja stațiunea montană Rânca este ocupată la capacitate maximă de Revelion, spun proprietarii de pensiuni. Turiștii care vin în zonă trebuie să aibă mașinile pregătite pentru iarnă.